Să rămână bună ziua, mulțumim că ați răspuns invitației noastre cu o conferință de presă pentru a răspunde unor întrebări, unor elemente de presiune publică și pentru că așa considerăm noi că este normal. Partidul Național Liberal rămâne cel puțin la Roman, în Neamț, în Moldova și în România, dar eu cred că și în diaspora, un partid responsabil care dorește să răspundă la presiunile publice, la situațiile critice care apar. De aceea, atunci când am văzut această situație legată de creșterea prețului la gunoi, la deșeuri menajere și la apă canal, am decis ca împreună să ne sfătuim și să încercăm să știm cât mai bine, cât mai multe și să luăm decizii în consecință. Sigur că s-a creat o anumită rumoare legată de acest subiect, pentru că știți, ele au fost până la urmă aceste subiecte anvelopate și de interesul politic al unora, pentru că nu am văzut aceeași manifestare atunci când prin decizii la nivel național, guvernamentale sau agențiilor naționale crește prețul la energie electrică, crește prețul la gazul metan, crește prețul la telecomunicații, telefonie, cablu, combustibil, motorină, benzină și așa mai departe. Atunci sunt considerate ca bun venite, că așa trebuie să fie și nimeni nu ridică această problemă. De menționat că și la nivel național, când s-au întâmplat aceste lucruri, noi am ridicat această problemă și de la tribuna Parlamentului și în conferință de presă la nivel național și în studiourile televiziunilor naționale acolo unde am fost invitați și am spus clar că aceste măriri care nu sunt corelate de avalma, de pensii, cu salarii, cu prețuri, bunuri, servicii și așa mai departe, vor naște la un moment dat o degringoladă, vor duce la creșterea inflației, creștere de inflație care va da peste cap, în general, indicatorii macroeconomici, ne referim aici și la deficit, ne referim aici la cursul valutar și așa mai departe. Revenim la problema actuală. Am decis împreună și vreau să mulțumesc pe această cale deschiderii și domnului primar Lucian Micu și domnului Leonarda Chiriloai, care este șeful grupului consilierilor PNL din Consiliul Municipal Roman, tocmai pentru a avea în clar aceste lucruri și a lua decizii în cunoștință de cauză. După o întâlnire în care am discutat și am punctat anumite aspecte, am avut o întâlnire cu consilierii municipali PNL. Decizia a fost una clară care trebuie să meargă spre documentare, spre a ști cât mai bine despre ce este vorba. Acum, nu trebuie să fim populiști și trebuie să fim responsabili. Trebuie să avem grijă la unele evenimente, la unele fenomene care s-au întâmplat în țară. Și niciodată eu nu mi-aș dori și cred că nimeni din orașul Roman nu și-ar dori acest lucru ca Romanul să poată fi aruncat într-o degringoladă, așa cum s-a întâmplat pentru luni de zile la Moinești, așa cum s-a întâmplat la Cluj sau cum momentul de față se întâmplă la Arad. Legat de aceste deșeuri, unde în urma neridicării gunoiului mai mult timp, săptămâni sau chiar luni, orașele s-au infestat cu șobolani, cu gândaci și așa mai departe. Nu vrem să ajungem sub nicio formă aici. Responsabilitatea înseamnă o atitudine pro-cetățean, dar în același timp spre a asigura securitatea, ordinea și disciplina în municipiu. Aș vrea în câteva cuvinte să-l invit pe domnul Lucian Micu să conchidă asupra discuției care s-au purtat și asupra propunerii pe care a avut-o vis-a-vis de aceste evenimente și de ce se va întâmpla săptămâna viitoare, apoi domnul Leonarda Chiriloae, apoi vom închide pe acest subiect. Domnul primar, vă rog. Da, vă mulțumesc, domnule deputat. Într-adevăr, așa cum a spus și dumneavoastră, trebuie să dăm dovadă de maturitate, de responsabilitate și să le explicăm oamenilor că eu cred că cel puțin de când suntem în această formulă nu am dezamăgit niciodată romașcanii și romanul în ansamblul său, iar toate deciziile care s-au luat cu deplină responsabilitate și în deplină cunoștință de cauză. Sigur, mulți poate nu cunosc și sunt persoane angrenate politic care nu au înțeles că a apărut un nou cod administrativ
care a schimbat în totalitate oarecum cutumele în Consiliul Local, s-au schimbat și o serie de denumiri a actelor administrative, practic prin acest cod administrativ prin care și dumneavoastră ați fost implicat și ați lucrat în vremea în care erați primar și ulterior și când l-ați discutat la Parlament, chiar dacă el până la urmă a fost asumat prin ordonanță de urgență, el a trecut prin filtrul Parlamentului. Sunt reunite în acest cod administrativ peste 14 acte normative care reglementează activitatea dintr-o administrație publică, fie că vorbim de cea locală sau centrală. Revenind, expunerea de motive și-a schimbat denumirea și se cheamă un referat de aprobare. Dar faptul că supui Consiliul Local spre dezbatere un proiect de hotărâre în baza unui referat de aprobare nu conduce neapărat la ideea că a priori îți asumi faptul că acel proiect trebuie să treacă sau nu. Cum s-a întâmplat și astăzi. S-a întâmplat și astăzi, trebuie să treacă prin votul Consiliului Local. Ca să eliminăm din prima această discuție legat de denumirea actului administrativ. Mergând mai departe, un alt aspect pe care trebuie să-l clarificăm și să-l înțeleagă toți romașcanii este faptul că dacă eu nu supuneam dezbaterii Consiliului Local la ședința de azi, cum următoarea ședință de Consiliul Local este programată în data de 22 august, sigur, dacă nu apar chestiuni urgente, dar aceste lucruri nu le putem ști dinainte, treceau cele 30 de zile în care această propunere venită din partea adunărilor generale sau din partea consiliilor de administrație ale celor două asociații de dezvoltare intracomunitară se considerau adoptate tacit. Și atunci efectul, cred eu, că era mult mai pervers și mult mai negativ fără o dezbatere publică pe aceste două subiecte. Și iarăși, mergând mai departe, vreau să vă spun că fiecare din cele două, sigur, una mai mult justificată, una mai puțin justificată dintre cele două propuneri de majorări la tarife, se bazează argumentele pe trei acte normative emise de Guvernul României. Una este ordonanța de guvern 74 din anul 2018, care prevede clar obligativitatea impunerii unui tarif pentru deșeul rezidual și un tarif pentru deșeul reciclabil, care până la urmă, printr-o funcționare conformă a întregului sistem la nivel național, poate aduce beneficii comunității, în sensul în care acei oteriști, acele persoane juridice autorizate de Ministerul Mediului să tranzacționeze, să închidă circuitul economic al deșeurilor reciclabile, poate aduce beneficii comunității, în sensul în care aceste sume de bani pentru deșeurile reciclabile se pot întoarce în comunitate. Și pe de altă parte, bineînțeles, două hotărâri din acest, sau de la finele anului trecut și intrate în vigoare începând cu 1 ianuarie acestui an, majorarea salariului minim cu aproximativ 15% și de asemenea introducerea contribuției pentru economia circulară, o sumă care merge direct la Fondul de Mediu, la Guvernul României și care trebuie să aibă o destinație clar precisă. De aceea eu mi-am dorit foarte mult și a reieșit această necesitate și în urma ședinței de Consiliu de azi, în care săptămâna viitoare, 31 august, vom invita reprezentanții ADI Econeamț, cei care se ocupă de salubrizare, operatorul de salubrizare de pe zona 2, zona Roman, și asociațiile de proprietari. Ba mai mult, chiar am invitat și reprezentanții oamenilor de afaceri pentru a înțelege exact mecanismele funcționării salubrității la nivelul municipiului Roman și, de asemenea, bineînțeles, alături de consilierii locali și dumneavoastră reprezentanții mass media, iar pe data de 1 august, tot la ora 12, tot în cinta primăriei, în sala Nicolae Manolescu Strunga, reprezentanții ADI Aquaneamț, de operatorul de apă, APASERV, și, bineînțeles, oamenii de afaceri, mass media, reprezentanții asociațiilor de proprietari și consilierii locali, pentru a înțelege și din punctul de vedere al acestui furnizor de utilități
mecanismele în care funcționează și, bineînțeles, de ce nu, să găsim și soluții pentru îmbunătățirea relațiilor de colaborare și a serviciilor pe care le prestează aceste societăți către primărie, către agenții economici și către persoanele fizice, fie că vorbim de cele aflate în condominiu sau locuințe individuale. Sunt convins că în urma acestor discuții vom reuși cu toții să tragem niște concluzii și sigur că ulterior, dacă situația o va impune, putem să repunem pe tapet în cadrul unei ședințe de Consiliu Local o nouă dezbatere, dar aceasta trebuie să rezulte numai în urma acestei consultări pe care eu am propus-o astăzi. Încă o dată eu fac apel la buna credință a romașcanilor, a încrederii pe care ne-au oferit-o pe parcursul timpului acestei echipe. Nu am dezamăgit niciodată, promitem nici să nu dezamăgim, dar în același timp trebuie să fim responsabili și să tratăm așa cum se cuvine problemele importante ale orașului, pentru că pe lângă problemele majore generate de aceste majorări ale utilităților, trebuie să ne preocupăm și de investițiile pe care le avem și, mulțumind lui Dumnezeu, chiar avem suficientă treabă în această perioadă. Vor mai devara și alte investiții care sunt sigur că vor conduce la creșterea calității vieții în municipiul român. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Rog și pe liderul grupului consilierilor municipal PNL să ne spună câteva lucruri așa cum le-a văzut și așa cum s-a și manifestat în cadrul ședinței publice. Da, mulțumesc și eu pentru oportunitatea de a spune câteva cuvinte în acest context. Și pornind de la cuvintele care s-au spus anterior de către colegii mei, atât domnul deputat cât și domnul primar, plecând de la responsabilitatea pe care o avem fiecare și abordarea în probleme de importanță locală și chiar națională, vedeți, fiecare dintre noi uzăm de pârghiile legislative pe care le avem la îndemână. Legislativul local, Consiliul Local de vot în Consiliul Local, executivul prin domnul primar, decizia care a luat-o astăzi în cadrul ședinței, domnul deputat, la fel la nivel parlamentar, prin ceea ce face și votează în Parlament ca și acte normative care ne coordonează noua activitate. Iată că astăzi, considerând noi, reprezentanții Partidului Național Liberal în Consiliul Local, că este o problemă de importanță majoră pentru cetățenii romașcani, respectiv aceste propuneri de majorare de tarife, am considerat că trebuie să facem o analiză corectă și să fim alături de cetățenii în ceea ce decidem. Tocmai de asta, faptul că nu am avut, așa cum spuneam, toate detaliile care să ne poată nouă justifica majorarea sau nivelul de majorare propus, chiar dacă actele normative, cele trei acte normative aveau, propuneau suport legal pentru o anumită majorare, am considerat că în momentul de față trebuie să avem o dezbatere mult mai largă și să ne abținem pentru a vota aceste proiecte de hotărâre. Credem, așa cum s-a propus aici, acea dezbatere în care să fim invitați noi, Consiliul Local, în care să fie alături reprezentanții cetățenilor prin asociații de locatari, operatorii și, nu în ultimul rând, chiar reprezentanții agenților economici, care sunt și ei afectați de aceste tarife, să găsim un numitor comun și să găsim o soluție și legală și corectă pentru romașcani. Romașcani, înțelegând, așa cum am spus, și cetățenii care plătesc, dar și firmele care sunt importanți contribuabili la bugetul local, să fie și ei corect informați și să aibă la dispoziție exact ceea ce și cum s-a stabilit acest tarif. Totodată cred că este foarte bine foarte bine venit această negociere, pentru că știți cum este, toți dintre noi plătim un preț, vrem să ne cumpărăm ceva și considerăm că trebuie să avem prețul corect pentru acel produs. De asta, totodată, cu aceste negocieri, chiar dacă anumite propuneri de majorări pot fi înțelese, noi, cetățenii din Roman, să beneficiem și de calitatea serviciilor pe care le plătim. Adică să știm foarte bine, dacă plătim un leu în plus, să știm și să impunem operatorului și o calitate a serviciului care să ne aducă nouă bunăstare.
Eu zic că în termenul cel mai scurt, așa cum au fost propuse aceste dezbateri, vor genera într-adevăr soluții corecte pentru Rămașcani. De aceea vreau să vă spun încă o dată că noi, consilierii locali, eu în calitate de lider, suntem interesați de ceea ce se întâmplă în municipiul Roman și dorim să avem soluții corecte și bune pentru Rămașcani. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc. Aș vrea să vin cu câteva precizări și să încheiem acest subiect. 1. Am văzut că mulți scutură foarte mult flamura noului în politică. A fi nou nu înseamnă neapărat că ești deștept sau ești cu experiență și bine pregătit. După cum a fi vechi nu înseamnă neapărat că ești expirat. Eu cred că a fi documentat și a fi bine pregătit și a lua decizii care se impun într-un stat de drept și într-o economie funcțională, acest lucru înseamnă responsabilitate. Și pe această temă aș vrea să vă spun că m-am pregătit cu creionul în mână, cu scrisul meu, așa cum știți că fac de obicei. Și am să vă spun câteva lucruri la care am ajuns, pentru că matematica este simplă și matematica nu minte niciodată. Politicienii de cele mai multe ori încercăm să fim cât mai departe de această atitudine. Și am să vă spun așa că pentru rezidual, de exemplu, în momentul de față tariful este de 5,74 de lei pe persoană pe lună, fără TVA. Vorbim de prețuri fără TVA. La acest preț, în momentul de față, se adună 0,75 lei, am luat din factură. Deci m-am dus direct din factură și am luat, nu de pe spuse. 0,75 lei pe persoană, pe lună, această taxă pentru economia circulară. Deci, în momentul de față, avem 6,49 lei pe persoană, pe lună, iar creșterea la 7,41 este de 0,92 lei pe persoană, determinată de creșterea salariului minim pe economie de la 1900 la 2080, conform hotărârii de guvern 937 pe 2000. Adică noi trebuie să pe 2018. Noi trebuie să înțelegem că reverberația unor decizii luate în București, atunci când oamenii văd la televizor și văd scandalul mediatic, disputa politică pe care noi o facem acum, ajunge mai târziu. Iată, acum a ajuns, reverberația a ajuns în teritoriu. Toate aceste creșteri, toate aceste impuneri, vă spun că am avut discuții foarte mari și chiar PNL a avut un succes aici. Pentru că și nu sar de la una la alta. În ceea ce numim contribuția la economia circulară, guvernul a vrut să crească de la 1 ianuarie cu 80 de lei pe tonă. Noi atunci am spus că e foarte mult și am dorit să prorogăm, ținând cont de ce? Ținând cont de 2 ani de jaf a bugetelor locale de către guvernul României. Faptul că au fost devalizate bugetele locale cu 7 miliarde de lei în 2018 și cu peste 10 miliarde de lei în 2019 spune foarte mult. Mai mult decât atât, gândiți-vă că la ora actuală primăriile nu au primit cota care li se cuvine de 7,5% care sunt distribuite de către consiliile județene. Mai mult decât atât, suntem deja la sfârșitul primei luni din al doilea semestru anului că nu s-a făcut rectificarea bugetară. Sunt administrații publice locale care sunt în pragul colapsului, care nu au cu ce să asigure iluminatul public. Slavă cerului, nu-i vorba de Roman. Romanul a reușit, deși nu simplu, nu simplu, pentru că în acești 2 ani de zile Romanul a pierdut circa 100 de miliarde. Deci 100 de miliarde de lei le-a pierdut Romanul, bani care puteau să meargă în investiții. Bani luați din bugetul local de guvernul României prin decizii, hotărâri de guvern și ordonanțe, astfel încât să-și acopere, să peticească găurile din bugetul național. Un buget pe care l-au făcut cu foarte multă irresponsabilitate. Și acum încep să-și dea seama. Ministrul Teodorovici iese și spune, cum pot anula transportul gratuit al studenților? Cum poate impozita pensiile? Cum poate bloca salariile? Cum poate bloca posturile în administrație? Păi dacă ai știut că ajungi aici, nu te-ai gândit atunci încât să iei niște măsuri, să poți înainta cu niște pași siguri? Iată unde s-a ajuns. Într-un moment de colaps pentru România. Evident, această situație națională a vibrat și la nivelul administrației publice locale. Administrația publică locală s-a dezvoltat și a mers prin ce a putut, strângând din dinți.
din bugetul local și prin proiectele europene. Și vă felicit, domnul primar, pentru încă un proiect câștigat, proiectul pentru iluminat public, o idee pe care am avut-o când eram primar, domnul primar a continuat-o, a perfecționat-o și a câștigat, iată, un nou proiect. Deci există zbatere, există dezvoltare, dar când nu ești ajutat nici de Consiliul Local, nu ești ajutat nici de Guvernul României, nu ești ajutat, nu-i nimic, este o vorbă la români. Nu pot să mă ajuți, nu m-a ajutat, dar nu m-a încurcat. Dar mai mult decât atât, au intrat în bugetul municipiilor, în bugetul orașelor, a comunelor și efectiv l-au devalizat, ceea ce s-a întâmplat și la Roman. Creșterea aceasta, sarabanda creșterii prețului, păi crești prețul la combustibil, la benzină motorină, la curent electric, la gaz metan, la telefonie, telecomunicații. Păi toate aceste creșteri de prețuri se regăsesc automat și în creșterea prețurilor la raft, la produse alimentare, la produse industriale, dar iată și la bunuri și la servicii. Pentru că dacă a crescut salariul minim pe economie, evident, mai ales pe acest sistem, că așa este construit și munca este de așa natură, majoritatea sunt beneficiarii salariului minim pe economie. Imediat se regăsește aici creșterea. Mașinile se mișcă cu motorină, a crescut prețul la motorină, a crescut și prețul la transport, a crescut salariul, a crescut și salariul șoferului, per total a crescut prețul pe transport. Bașca că se bagă și anumite taxe și vă vorbeam despre acest lucru, dar să vedeți că lucrurile nu se opresc aici, ca să spunem romașcanilor adevărul până la capăt. N-am reușit să prorogăm, am vrut să prorogăm pe 3 ani de zile până administrațiile publice locale își revin. Am reușit în schimb o reducere de la 80 de lei pe tonă în acest an la 30 de lei pe tonă. Deci contribuția la economia circulară, bani pe care operatorul îi colectează de la cetățeni, de la persoanele juridice, îi varsă prin tariful la groapa Girov, iar de acolo se varsă la Ministerul Mediului, la Agenția Fondului de Mediu, pentru măsuri care au fost asumate de guvern în colaborare cu Comisia Europeană, legat de reducerea noxelor, tot felul de elemente nocive pentru mediu și pentru oameni. Deci se regăsesc, să spunem adevărul până la capăt. Am reușit această reducere în acest an, dar anul următor taxa aceasta se va ridica la 80 de lei de pe tonă. În 2020, iar în 2021 se va ridica la 120 de lei pe tonă, când e limita maximală finală. Deci să spunem despre ce e vorba. Nu ai cum să te opui și vin unii și alții, nu vă opuneți la nivel local. Nu poți să nu respecti legea. Nu putem arunca, pentru că la un moment dat, un blocaj era altcineva, altă o somitate în materie, care spune că se poate rezilia contractul. Rezilierea unui contract te poate lăsa până la 2 ani fără serviciu public de ridicare a gunoiului. Vedeți că la asociații, la platforme, 2 zile la rând dacă n-ai ridicat gunoiul, deja avem o problemă. Deci gândiți-vă, eu vă spun de Moinești, unde discutam cu primarul de acolo, am vorbit cu primarul Boc despre evenimentul de la Cluj, unde mulți oameni îl acuzau până și-au dat seama că nu e așa, că n-a fost de vină primarul. Și orașul a trecut prin niște clipe de groază. Romanul, nu vrem să ajungă acolo. Trebuie să fim foarte responsabili și foarte atenți. Trebuie să analizăm, să nu lăsăm lucrurile să alunice nici pe panta prețurilor, dar nici pe panta irresponsabilității, pentru că cineva urlă când îi vine cheful la lună. Atunci când n-ai trecut prin administrație, atunci când n-ai trecut prin niște încercări, atunci când n-ai avut niște elemente de criză pe care le gestionezi, aduc aminte romașcarea evenimentelor din 2008 și din 2010, cu creșterea nivelului Moldovei și Siretului, când Moldova de la 34 de metri cu pe secundă a ajuns atunci la 1000 de metri cu pe secundă, când orașul era în pericol, am gestionat cu calm, cu forță, cu pragmatism am putut gestiona aceste lucruri. Așa și acum le gestionăm, dar nu putem fi responsabili. Noi ne opunem. Păi așa, de mâine ne opunem să plătim prețul la produsul care îl luăm de magazin. Mă duc eu din magazin, domnule, luăm hotărâri de Consiliu Local să nu mai plătim. Nu se poate așa ceva. Lucrurile trebuie analizate, nu trebuie lăsate într-adevăr să se creeze speculații pe creșterea prețurilor, dar acest timp foarte responsabil și v-am dat exemple concludente. Pe reciclabil, ordonanța de guvern 74 impune 2,746 de lei pe persoană pe lună, fără TVA, pentru colectare selectivă. În același timp trebuie să ținem cont că funcție de rezultat, aici trebuie să ne implicăm cu toții în colectarea selectivă.
În anul următor se pot recupera o parte din acești bani, care se pot întoarce la bugetul local. Și eu sunt convins că de la bugetul local, împreună cu operatorul, Consiliul Local, primarul, vor găsi o soluție prin care această recuperare să se regăsească și la factura cetățeanului. Adică eu m-am săturat de acele poziții publice prin care în România avem creștere economică. România o duce mai bine, dar cetățenii o duc mai prost. Adică dacă România o duce mai bine, fiecare român într-un anumit nivel trebuie să simtă că o duce mai bine. Dacă în roman lucrurile merg mai bine, fiecare romașcan trebuie să simtă că acel mai bine se regăsește și la el. Și voi susține acest lucru, că această recuperare să se regăsească, pentru că după un an de zile, pe calculele care se fac și pentru aceste deșeuri reciclabile, se poate obține o compensare și se poate regăsi până la o lună, două sau chiar trei luni pe an, gratuit pentru cetățean serviciul de ridicare a deșeurilor. Prin urmare, per total ar fi o creștere la 7,41 și cu 2,46, 9,87 de lei pe persoană pe lună, care, ca să fim cinstiți acum, trebuie analizat foarte bine, dar e sub nivelul de acum 2 ani, înainte de a se face licitația, când prețul era de 10,5 lei pe persoană pe lună. Adică prețul de acum majorat ar fi sub prețul de acum 2 ani, cu toate creșterile de salarii și de combustibil și de accize și de taxe. Adică să fim și corecți, să nu ne uităm numai când ne fată vaca, ne bucurăm, și când ne moare vițelul facem doliu în comunitate. Sigur că trebuie să fim atenți, sigur că trebuie să fim responsabili, de asta am organizat aceste dezbateri, dar hai să le facem cu creionul în mână, hai să le facem pe o matematică corectă în care să știm cum să ne poziționăm. Practic ce se întâmplă, și mă leg de al și de al doilea subiect, de persoanele juridice. Prețul pe tonă va deveni unic, conform ordonanței 74, de 373 de lei pe tonă. Deci prețul va fi unic și la persoanele juridice și la persoanele fizice. Problema care este? Și am văzut că persoanele juridice, am citit acea scrisoare manifest, nu atacă prețul, ci atacă modul cum el se regăsește prin indicatori în prețul la factură plătit. Pentru că unii, dacă au o activitate de consultanță, ei pot aduna praful de pe taste. Alții, dacă lucrează cu producție, au deșeuri reciclabile, care pot avea un alt nivel de colectare și de preț. Deci lucrurile ar trebui văzute mai responsabil, și eu aici îl invit și pe domnul primar și Consiliul Local să analizăm împreună cu operatorii. Nu vorbim de preț, vorbim de indicatori. Și acest indicator cred că ar putea fi modulat pe tipuri de activități, pe suprafață, nu știu, n-am lucrat în acest domeniu. Dar cred că responsabilitatea noastră trebuie să se regăsească, pentru că eu am văzut că oamenii de afaceri nu sunt atât afectați de preț, ci de modul în care, dom'le, dacă eu fac 2 kg de deșeu, de ce să plătesc 200 de kg în aia? Adică ar trebui cumva serviciul care mi se prestează, acel serviciu să-l plătesc. Adică să nu plătesc ceea ce nu fac, nu produc, ca și deșeu mă refer. Deci aici sunt niște lucruri la care se poate lucra. De asemenea m-am interesat. Dar foarte puțină lume cunoaște, să știți. Inclusiv eu. Acum știu că m-am documentat. La case, colectarea selectivă. La case, o dată la 2 săptămâni, de fapt, în prima săptămână și a treia săptămână, se colectează reciclabile. Sâmbătă, am înțeles că nu în toate zonele sâmbătă. Aici cred eu că un pic trebuie să vedem cu operatorul și să fie, dacă e o zi fixată, ar fi foarte bine. E fixată prima sâmbătă. Ce înseamnă reciclabile? Carton, sticlă, plastic, doze. Pentru că ele, dacă se adună la un loc, la stația de colectare și selecție și transfer, acolo există banda selectoare. Și acolo reciclabile, dar e important ca reciclabile să fie împreună selectate. De asemenea, a doua zi după ridicarea rezidualului, se ridică biodegradabile, săptămânal. Eu n-am știut acest lucru. Ceea ce înseamnă că aici trebuie să se vină cu o publicitate, cu niște fluturași, și vă propun administrația publică locală împreună cu operatorul să susțină acest lucru. Vreau și eu în cutia de poștă să găsesc, să știu când se mi se ridică aia, când se mi ridică, dacă tot plătesc un serviciu, cum mă înștiințează Carrefour-ul. Acum că dau nume, nu vreau să dau nume de firme, sau telefonia, sau internetul, că pot beneficia de așa și așa mai departe, vreau să știu și eu pentru un serviciu care îl plătesc, când mi se ridică gunoiul rezidual, când mi se ridică reciclabilul, când mi se ridică biodegradabilul, funcție de quartal și funcție de programare. Eu cred că acest lucru poate fi făcut în perioada următoare. De asemenea, știu că la asociații zilnic se ridică și reciclabilul și rezidualul. Eu am discutat cu mai mulți, la mai multe asociații, m-am interesat.
Sunt cel puțin două probleme de care ne lovim. Una, nici operatorul nu-și face treaba cum ar trebui exact să facă lucrurile distincte, nici cetățeanul. Pentru că dacă într-o cuvă de reciclabil am aruncat gunoi menajer, gunoi rezidual, automat este contaminat, cum se numește în acest termen, și ăla nu se mai poate considera deșeu selectat. Deci trebuie să crească și nivelul nostru de civilitate, de responsabilitate. Nu pot totdeauna să arăt cu degetul către celălalt și să consider pe celălalt vinovat. În același timp, relația aceasta biunivocă trebuie să fie una care impune respect, dar și o atitudine constructivă pentru ca lucrurile să funcționeze. Discutam de asemenea și știu că la unele asociații, de exemplu, vă spun, ca să nu vedeți că vorbesc cu date, asociația din jurul unde a fost Ciuperca, nu? Unde a fost în zona... Asociația 1 așa. Ei, acolo am informații că cetățenii sunt destul de responsabili și se colectează selectiv. Am întrebat, e adevărat că mașina de gunoi când vine le încarcă la un loc? Mi s-a spus nu. Eram acolo, am văzut când vine, încarcă rezidualul și l-a lăsat acolo pe cel reciclabil. Și a venit mașina a doua zi. Deci, da, eu nu sunt convins că se întâmplă peste tot așa. Eu sunt convins că sunt mașini de gunoi unde merg și încarcă și reciclabilul și rezidualul. Deci responsabilitatea trebuie să fie din alte părți. Atunci suntem persoane corecte, demne, oneste și responsabile. Când recunoaștem și deficiența noastră și deficiența celuilalt. Și atunci când știu să cer celuilalt, știu să-mi impun și mie. Despre asta vorbim și cred că aici am reușit să punctăm acest subiect foarte important. Și în același timp eu am să rog pe colegii mei să urmărească și prețurile din zonă. Și mi-aș dori ca romanul să se găsească la nivelul prețului, de exemplu pe deșeuri, la baza de jos. Adică să vedem și cât e prețul la Bacău, să vedem și cât e prețul la Iași, cât e la Suceava, cât e la Botoșani, cât e la Galați, cât e la București, cât e la Cluj și romanul Sibiu, nu știu. Și romanul să nu fie peste această limită. Pentru că dacă prețul la Botoșani, la Suceava, la București, la Galați îi 10 lei, la Roma nu poate fi 5. Este evident că și la București, dacă te-ai dus și ai luat înghețata cu 9,50 lei, la Roma poți să o iei cu 9, dar nu o iei cu 4 lei. Adică să coborâm în pragmatism și în realism, să spunem lucrurilor pe nume. Dar mi-aș dori și chiar aș dori să urmăriți acest lucru, ca prețul de la Roman să fie în baza piramidei prețurilor de la nivel național. Mi-aș dori acest lucru și la apă, numai că aici dăm peste alte realități. Mulți scriu, iată, e o lipsă de informare, nu înseamnă că e o răutate. Dom'le, dar Roma nu are apă scumpă și între două râuri? Dom'le, dar cetățeanul-i vacă și se duce și bea din râu? Apa nu se scoate din râu, apa se scoate din puțuri de la adâncime, apa se prelucrează, apa se filtrează, apa se decantează și apa se repompează. Partea proastă pentru Roma, că prin așezarea geografică, apa nu vine prin cădere liberă. Avem două repompări. Repomparea se face cu electricitate. Prețul la electricitate a crescut numai în ultimul an de două ori. Deci vorbim de niște realități naționale care impactează realitatea locală. Asta nu înseamnă că suntem de acord și a priori votăm, ați văzut și astăzi. Dar trebuie să vedem ce e corect, e corect, ce nu e corect, nu e corect. Pentru că pot fi două elemente de influență a structurii de cost. Elemente obiective și elemente subiective. Elemente obiective care sunt de creșterea salariului minim pe economie, de creșterea prețului la combustibil, de creșterea la electricitate, de impunerea prin unele acte normative, hotărâri de guvern sau ordonanțe de urgență a unor taxe, impozite și așa mai departe. Acolo unde nu poți să te împotrivești, acolo unde noi ne-am împotrivit la nivel național, inclusiv la tribuna Parlamentului, am votat împotrivă, dar dacă românii atunci au votat PSD-ul majoritate, au făcut ce au vrut, au trecut peste noi. Sperăm ca la următoarele alegeri lucrurile să fie într-o normalitate și să putem decide în cunoștință de cauză și nu impus. Și de asemenea, sunt lucruri care sunt legate de realitatea locală, de beneficiu, de cheltuieli indirecte și așa mai departe. Unde aici pot fi restricționate, pot fi micșorate prin negocieri. Suntem atenți la toate aceste fenomene. Mai ales colegii mei, pentru că sunt implicați direct în administrația publică locală. Eu, din experiența mea,
Întotdeauna, când mă întreabă, și mă întreabă, și ne sfătuim, să știți că ne sfătuim. Nu suntem la distanță unii de alții pe nicio problemă. Sigur, nu o să vorbim acum când se schimbă becul pe strada Teiului sau când se plombează nu știu care stradă. Dar de problemele de structură, problemele importante pentru comunitate, vorbim, ne sfătuim și încercăm să ținem cârma dreaptă. Și de-a lungul timpului am probat. De asta vă spun, e ușor să spui, domnule, eu sunt nou. Bă, ești nou, dar parcă se vede că nici nu prea știi. Parcă se vede că nu prea știi. Adică să treci țara sau orașul printr-o experiență că vrei nou, nou are treaba lui. Are treaba lui și trebuie să fie prezent. Și trebuie să fie prezent și mă bucură rezultatele de la alegerile din 26 mai. Mă bucură foarte mult. Dar el trebuie să vină încetul cu încetul să acumuleze. Am văzut zilele trecute, ca să nu sar de la una la alta, un punct de vedere a unui președinte tot așa nou, care spunea cum ar trebui în România, pe modelul american, să nu se mai facă studiile superioare gratis, să se facă cu bani, cine are bani să le facă, cine nu, nu. Aoleu, în ce intrăm? Noi vorbim despre o țară care încă suntem într-un procentaj minimal în Europa și în lume cu cetățeni cu studii superioare. Noi încercăm să avem, România s-a dezvoltat tocmai că a avut o infrastructură socioprofesională, a avut, spun, și trebuie revenit acolo foarte solidă. Nu putem ajunge la acest lucru, noi nu putem compara realitatea din România cu realitatea din America. Adică cine își permite și are bani să facă facultate, să facă, cine nu, să nu facă. Nu se poate așa că ajungem ca pe tipul burgheziei și a moșierilor. Nu putem așa ceva să facem. Deci de aceea spun, lucrurile trebuie tratate responsabil. Orice element de noutate trebuie să se încadreze în tradițional, trebuie să încadreze în realitate, astfel încât să aducă un plus, nu să încurce sau să aducă disfuncționalitate. Cam acestea au fost lucrurile pe care am dorit să vi le spunem, cu tot respectul față de toată lumea de bună credință, pentru că am văzut și foarte multe reacții a unor oameni responsabili, dincolo de acest populism, care ținând cont că vine o campanie electorală și-a găsit pentru mulți s-a făcut cuibar. Nu, noi vrem să fim responsabili, știți ceva? Nici pe mine, nici pe colegii mei nu ne-a făcut mama, nici primar, nici consilier, nici parlamentari. Atâta timp cât oamenii ne aleg și ne dau încredere, ne facem datoria. Dacă mâine oamenii nu ne mai aleg și aleg pe altcineva, respectăm decizia lor. Dacă suntem aici, îi respectăm și facem totul pentru ei, în spiritul legii, dar și în realitatea în care trăim cu toții. Nu populism și nu luând așa decizii pe deasupra, fără niciun fel de cunoaștere. Cam astea au fost. Eu vreau să vă mulțumesc. Dacă aveți una, două întrebări, vă răspundem. Vă rog. Mi-e interesant să ne spuneți cum ați gândit aceste statuarea de societăți diferite în funcție de ceea ce face fiecare. De exemplu, eu vin acum de la medicul de familie care îți spunea, domnule, noi ca medici de familie lucrăm numai cu cardul electoric. Deci la noi nu există deșeul rezidual pe hârtie. Există. Pentru că și medicul ăla bea o sticlă de apă și rămâne restul de la apă, se șterge la gură sau la nas cu un șervețel. Deci există, nu că nu există, dar nu există la nivelul la care este taxat. Deci vedeți, hai să venim în realitate, nu? Deci există minimal față probabil de cât este taxat. Nu am gândit acest lucru, nici nu stă în calitatea mea de deputat. Și aici administrația publică locală se poate implica până la un nivel. Trebuie căutat în corelație cu legislația să vadă, acum nu putem arunca niște teme, dar trebuie văzut și v-am spus și noi am discutat împreună și colegii mei vor discuta cu operatorul astfel să găsească, poate chiar să promovăm o hotărâre de Consiliu Local, pentru că eu am sesizat foarte clar, persoanele juridice nu reclamă prețul, ci reclamă cum se reflectă prețul în cantitate sau în calcularea deșeului. Și e corect și punctul lor de vedere. Vedeți? Adică ceea cezarului e al cezarului. Dom'le, dacă eu produc pe lună 15 kg de deșeu, de ce să plătesc 200? Adică dacă eu mă duc la pompă și pun 20 de litri de motorină în mașină, de ce să plătesc un rezervor plin? Cam așa vin lucrurile. Și aici, într-adevăr, trebuie analizat și cu toată responsabilitatea căutat o soluție. Pentru că nu-i corect. Aici nu-i corect. A doua întrebare, de când are în planul de la domnul să doteze că trebuiau utilaje separate de ridicare a gunoiurilor? Deci nu știu, Lucian, poți să răspunzi? Știi ceva? Dar nu-i, el ridică în zile separate, așa cum a spus și domnul deputat, pe zona de case sunt stabilite și
la început, cel puțin, au fost împărțite acele informații și către asociații și către zona de casă în momentul în care s-au împărțit pubelele. Ulterior, acest program de ridicarea deșeurilor a fost promovat și prin intermediul ziarului de informare a primăriei municipiului Roman. Vom mai prelua aceste proceduri de informare. Fluturaș și nu-i putem face noi. Nu, operatorul, sigur, dar asta-i cere. Dar noi prin intermediul ziarului de informare, sigur că putem aduce din nou la conștiința publică aceste zile de ridicare. Faptul că separate, că eu îl lasă azi, ridică cu o mașină și a doua zi vine cu aceeași mașină. Nu, deci ei ceea ce ridică, nu, au avut, deci dacă țineți minte, de-a lungul timpului și știți, cred că au stat vreo 4-5 ani, dacă mă înșel, la cordon, da, acele mașini care la un moment dat erau scoapte și cauciucurile și casate toate, erau mașini dedicate exclusiv colectării selective. Ori cu acele mașini de colectare selectivă se ridică doar deșeurile selective, cu celelalte se ridică reziduale. Problema e în felul următor, ceea ce trebuie să înțeleagă toată lumea și a încercat și domnul deputat să vă explice. Faptul că operatorul de salubritate pune în aceeași mașină și deșeurile de carton și sticla și plasticul nu înseamnă că nu face colectare selectivă. Este foarte important să se facă selectiv pe cele două fracții. Fracția umedă, care reprezintă deșeul rezidual și care merge la girov, care nu mai poate fi reciclat, și fracția uscată, care se recuperează, și dar a cărui selectare finală se face pe bandă la cordon. Este adevărat că factura actuală la acest gunoi este prinsă și este prins și prețul evacuării vechii grob de gunoi? Nu. Nici nu poate să-l prindă, aia e obligația operatorului. Operatorului, știți foarte bine, ne-a și judecat, am câștigat procesul. Dacă-mi permite, vă rog. Nu că ne lămurile, dar Rosanul ăsta e din America, firma asta, nu poate comunica cum faceți dumneavoastră săptămânal, prin intermediul nostru, cu populația. Cred că s-a început cu coada, pentru că acest proiect trebuia întâi promovat cu asociații, explicat, cu presa, în întâlnire. Ori noi n-am văzut conducerea asta, vă vedem pe dumneavoastră ca niște consiliere Rosalului, că ne explicați foarte frumos lucrurile astea pe care ar trebui să le explice. Nu, noi încercăm să explicăm oamenii, nu dumneavoastră, romașcanilor, pentru că nu deci ca consilierea lor, pentru că noi vorbim de o prestare de bunuri și servicii în Roman. Da? E obligația lor, nu noi, iar ajungem să încurcăm lucrurile. Nu putem, ba da, suntem de acord. De acord. Total de acord. Nu i-am văzut, nu ne explică nimic. Corect. Aveți perfectă dreptate. Și noi ce putem face? Chiar consilierii dumneavoastră a spus astăzi în ședință publică, dăm aviz negativ pentru că nu avem o justificare de preț. Adică ei nici măcar consilierii nu au justificat prețul, dar populația. Au venit, au pus un proiect. Păi, eu vă spun, eu mi-am scos și m-am documentat singur. Adică eu am vrut să vă prezint niște lucruri. Nu mi-a plăcut sintagma pe care ați folosit-o dumneavoastră, ca să fiu corect, cu consilierea Rosalui. Deci nu mi-a plăcut deloc sintagma asta. În niciun fel de sens nu mi-a plăcut și eu dezavuiesc total acest lucru și vă spun foarte clar și chiar îndemn pe colegii mei. Asumați-vă și respingeți și votați tot împotrivă. Dar în același timp vă asumați împreună cu toți că dacă se întâmplă un lucru în Roman, să ieșiți să spuneți suntem și noi vinovați. Trebuie dată în judecată și cerut despăgubiri până la sânge, dacă se întâmplă. Dar eu vreau să vă spun, vă aduceți aminte că cu o perioadă în urmă am inițiat și m-am opus împotriva unor creșteri la prețuri? Știți că suntem pe cale să venim acum să plătim o sumă destul de mare, pentru că atunci m-am opus și pentru că au dat în judecată și s-ar putea să vină să, încă nu știm, la primărie 1 miliard sau 2 de lei să le plătim pentru că ne-am opus. Deci asta vă explic. Și ale atenție, vin cu tot cu penalități. Deci, nu știu dacă înțelegeți responsabilitatea, mi se pare că n-ați înțeles în totul ce am vrut eu să spun. Deci trebuie să gândim și nu suntem consilierii nimănui decât suntem consilierii romașcanilor. Dar eu dacă spun, luăm o decizie politică și ne opunim, să știți că acești bani vin și se impun pe bugetul local și individual și pe consilierii care au votat împotrivă. Acum trebuie să fim foarte atenți la ceea ce se întâmplă în comunitate. E ușor
a scrie versuri când nimic nu ai a spune, când n-ai responsabilitate și că nu ești pe opoziție, da? Când poți să fii politic sau în afara politicului, dar nu ești pe opoziție din care să poți înregistra și anumite repercursiuni. Pentru că dacă acum se înregistrează și vine din urmă un miliard jumate sau două să plătească primăria, noi ne-am opus, am ieșit bine atunci, nu? E corect, noi ne așteptam ca da, da, trebuie să-i înțelegeți, nu trebuie să dați în ei fără să aveți niște argumente. Asta explic. Dacă tot vorbim de apărarea interesului public, presa trebuie să fie și cea care să fie obiectivă și la mijloc. Și să spună, stai că popa trebuie să slujească și doctorul trebuie să îngrijească. Dacă le-am făcut așa, o să ajungem că doctorul o să îngroape omul și popa o să li cânte veșnică pomenire. Adică lucrurile nu trebuie duse populist. Eu de asta mi-am luat și am notat, domnule, eu n-am venit să explic pentru nimeni nimic, dar eu vă întreb că dacă ai două hotărâri de guvern și o ordonanță de urgență, care înseamnă respectarea legislației, ce faci? Eu pot să le cer consilierul local ca decizie politică, ca decizie politică, da? Ca președinte de organizație, spun, vă duceți în consiliu și votați împotrivă. Nu, eu m-am referit la faptul că această conferință de presă de urgență trebuia organizată de ei. Foarte bine. Da, știți, domnul Clapa, fiecare în dreptul lui. Eu nu pot să dau ori, eu pot să vă dau ordine dumneavoastră să vă duceți de aici acum în altă parte ce să faceți. Fiecare răspunde. Noi am adoptat-o ca organizație responsabilă, am luat o decizie, am anunțat-o public și azi v-am invitat la o conferință de presă. Ne-am făcut job-ul. Fiecare dacă și-l face, e treaba lui. De ce ar trebui să plătească primăria 1 miliard? Păi vă explic. Dacă la un moment dat prețul nu a fost aprobat la o creștere, acea structură de creștere probabil a fost motivată pe creșterea salariului pe o anumită ramură. Salariul a crescut, banii n-au fost pe hârtie. Banii n-au fost de unde a dat. Sindicatul odată în judecată. Angajatul a câștigat. Da? La rândul ei, societatea a dat în judecată, pentru că nu i s-a crescut prețul la solicitarea pe care a făcut-o, obiectivă pentru asigurarea creșterii cu salariul minim mediu pe economie, conform legislației în vigoare. Pe principiul tranzitivității, ajungi la final la decident. Nu-i complicat. Deci, în principiu, Lucian, nu, e dat un exemplu ipotetic. Ipotetic, da. Dar există un risc real. Ba există, ba chiar există și aproape. Există și vom vedea cum vom gestiona acest lucru. Este important și dacă vă aduceți aminte un pic din istoricul ședințelor de Consiliul Local, de Consiliul Județean, îmi cer scuze, cred că în anul 2013, când au fost niște dispute la Consiliul Județean, s-a refuzat din partea consilierilor județeni a se pune pe ordinea de zi un proiect de hotărâre. Ulterior a venit un organism al statului care i-a amendat pe acei consilieri că au votat împotriva suplimentării unei ordini de zi. Inclusiv colegii noștri din Roma. Inclusiv colegii din Roma, care la urmă suplimentarea ordinii, indiferent că e vorba de o ședință extraordinară sau ședință ordinară, este în atributul Consiliului Local și nu este ceva ce încalcă legea. Și atunci, refuzând suplimentarea ordinii de zi, fără a avea un argument, evident, au devenit pasibili, au acționat în instanță și inclusiv în instanță au pierdut împotriva acelor amenzi. Și au fost nevoiți să plătească amenzile. Deci, rolul acesta al consilierului local nu este doar decorativ, adică mâna la orice zice primarul sau președintele de partid sau deputatul sau exact, lider de grup sau toată lumea. Fiecare o face în deplină cunoștință de cauză. Proiectele care sunt aduse spre dezbatere sunt cu argumente în spate. Sigur că decizia, până la urmă, este clar a consilierilor locali, însă dacă nu este în concordanță cu prevederile legale, și aici spunea foarte bine domnul deputat, păi dacă noi nu punem în practică niște hotărâri de guvern, este evident că suntem pasibili toți, de la cel care a votat împotrivă până la mine ca primar, ca și conducător al instituției, suntem pasibili de penalități și de a arunca orașul într-un haos, dacă vreți. Dar eu sunt convins că nu vom ajunge acolo, pentru că noi am dat dovadă de-a lungul timpului de multă responsabilitate, multă implicare. Ne dorim să tratăm lucrurile așa cum trebuie, cu maturitate. Și cu experiența pe care o avem, sunt convins că vom depăși acest moment. Vom chema și iarăși reiterez și relansez invitația către Romașcan, către agenții economici, către toți cei interesați să fie prezenți la aceste dezbateri.
alături de reprezentanții ADI Eco, ADI Aqua Neamț, respectiv Rosal și Apa Serv, aici aș vrea să contrazic un pic, pentru că știți foarte bine că la începutul acestui an cred că am avut vreo 2 sau 3 întâlniri cu asociațiile de proprietari și cu reprezentanții Rosal și cu reprezentanții Apa Serv. Deci am încercat pe cât posibil să aducem pe de o parte furnizorii de utilități și beneficiarii, să-i aducem, să stea împreună de vorbă, să vedem care e problematica și unde sunt sincopele de comunicare, de operare și astfel încât să îmbunătățim lucrurile la nivelul municipiului Roman. Și aceste întâlniri, acest gen de întâlniri vor mai continua. Acum e generată de această situație specifică, dar în toamnă vom relua din nou întâlnirile pentru a îmbunătăți activitățile prestate de acești operatori. Evident că mare lucru, altceva nu e de făcut, dar eu convins că sunteți optimiști că aceste întâlniri vor să dea oarece rezultate. Știți că obicei, afară fiecare vorbește limba lui și sunt ceaia. No. Aveți dreptate. Dar știi cum e? Dacă nu le faci, nu-i bine. Dacă le faci, știți cum e. Nu, eu am încercat să moderez și dacă ați fost cel puțin la ultimele 2-3 întâlniri, au fost totuși niște dialoguri coerente și constructive între... Măcar că se cunosc punctele de vedere, măcar că se află niște mecanisme, măcar că se mai discută. Uitați, eu documentându-mă am aflat niște lucruri pe care cunosc, că nu le știam. Nici nu m-am preocupat ca să fiu cestit de acasă, că... Acasă vine ea gunoi, vine factura și o plătesc, punct. Dar văzând aceste lucruri, am zis, hai să vedem cât de departe suntem de linia obiectivă și unde se pot duce lucrurile. Pentru că e ușor să naști un scandal din nimic. Și eu m-am mai uitat ce se întâmplă, am dat telefon la colegii mei din jur. Să știți că, dar ia să o spună domnul Clapa că sunt consilierul cuiva, s-au ratificat peste tot lucrurile. În aceeași idee a acestei cooperări interinstituționale, noi se teamă că odată, când la arhitect acum, că odată când notarea Spitalului Roman cu acel computer tomograf venit de la Ministerul Sănătății și rezilierea contractului cu scan expert, veți risca să fiți dați în judecată de scan expert? Nu. Care e legătura? Nu are nicio legătură. Deci, care e legătura? Dacă el avea contract, nu. Deci, cu scan expertul este o procedură de achiziție publică, este un acord cadru pe o perioadă mai lungă cu încheierea contractelor subsecvente. În momentul în care noi vom intra în posesia noului aparat care va funcționa, nu se mai încheie contracte subsecvente în cadrul acordului cadru. Punct. Și am încheiat problema. Și rămâne pe alte activități. Sigur, dumneavoastră, poate v-ați referit la altceva. Sigur că pentru un backup al activității noastre, în caz că, așa cum se știe peste tot, se poate strica un tub într-o zi, două, poți să ai un contract de backup cu un furnizor de servicii în aceleași condiții ale legii, care să-ți suplinească în momentul în care tu nu poți asigura serviciul de urgență atunci, în situație de criză, acest serviciu. Doar atât. Domnul primar, dintre promisiunile pe care le-ați primit la Consiliul Județean, apropo de asta, câte s-au materializat anul acesta? Pentru că am înțeles că și Consiliul Județean trece printr-o perioadă nu delicată, ci foarte grea. Este în deficit, consiliul. Păi nu înțeleg de unde este în deficit, că până la urmă când s-a făcut acest buget, s-a făcut clar în favoarea consiliilor județene. Da. Și uitați-vă puțin și la salariile de la consiliile județene, comparativ cu cele de la primării, uitați-vă și la cheltuielile pe care le fac. Din nefericire trebuie să vă spun că până în momentul de față nu s-a concretizat absolut nimic, pentru că, așa cum s-a spus aici, nu s-au împărțit încă acele sume. 7,5% din sumele alocate județului Neamț trebuie împărțite UAT-urilor, primăriilor din județ, pentru echilibrarea bugetelor sau pentru finanțarea diverselor obiective de investiții. Așteptăm în continuare, cu interes, să... Vă mai spun un lucru, că dacă ne dă banii în luna noiembrie-decembrie, degeaba nu prea mai avem ce să mai facem cu ei. Dar practic ce ar trebui noi... să se materializeze? Deci din discuțiile concrete care au fost, una s-a referit la trotuarele de pe strada Mihai Viteazu, finanțarea reparației acestor trotuare. Eu nu vă ascund faptul că am demarat o procedură de achiziție cu clauză suspensivă, ceea ce înseamnă că pot să desemnez câștigătorul acestei licitații cu clauza suspensivă că dacă nu voi primi finanțare, contractul se reziliază.
ca să câștige timp și să nu meargă în șir indian, să meargă în paralel, să comprime timpul. O altă discuție a mai fost pe puntea pietonală spre Cotovaneș, pentru finanțare, la care de asemenea am solicitat finanțare. Am mai solicitat sume pentru echilibrarea bugetului, cel puțin 1 milion de lei. Și de asemenea, o altă discuție pe care am avut-o și o colegă de-a dumneavoastră din presă a făcut verificări și s-a demonstrat că nu era tocmai pe primul loc pe lista sinteză, se referă la Casa Celibidache. E drept că documentația a fost actualizată, acest lucru mi-a fost confirmat de către colega dumneavoastră, dar în momentul de față se află la procedura de aviz din partea Comisiei Tehnice din cadrul Ministerului Dezvoltării. Am văzut că la Piatra Neamț se fac niște înscrieri pentru candidatură la primar. E o decizie luată în cadrul... Noi suntem la Roman. Hai să ne vedem de treaba noastră, vorbim de Piatra. Nu e cazul la fiecare organizație din județ, numai la Piatra Neamț. Acolo e o situație specială. Da, domnul a anunțat că nu va mai candida și acolo... A, și să facem o competiție internă cu... Sigur. A, nu, nu mai intrăm în Piatra Neamț. Atât. De altfel, noi pe 8 august vom avea Consiliul Național la București, când va fi și lansarea candidaturii președintelui Klaus Werner Iohannis și, practic, începutul de campanie, chiar dacă campania începe mai încolo, intrăm în pre-campanie, cu anumite decizii la nivel național. Strângeri de semnături. Strângeri de semnături și ne vom axa pe două linii importante. În primul rând, activitatea în municipiu, din punct de vedere administrativ, unii colegii mei sunt prezenți și se implică, eu sunt în spatele lor și împreună facem echipă și apoi activitatea politică pentru alegerile prezidențiale pe care le considerăm foarte importante și dorim în același timp să continue lupta pentru apărarea statului de drept și pentru a avea un om responsabil și recunoscut în Europa. Așa cum s-a demonstrat până acum, mai ales prin acel summit de la Sibiu în care Klaus Iohannis a reușit să adună în România pentru prima dată și nici când sub o altă formă atât de mare principale lideri europeni. Credem că acest lucru poate fi un plus pentru România în perioada următoare și pornim la drum cu gânduri bune și pentru Roman, și pentru Romașcan, și pentru România. Ați spus, noi suntem la Roman. Care ar fi diferența dintre situația administrației publice de la Roman comparativ cu aceea de la Piatra Neamț, pentru că totuși suntem vicepreședinte al partidului și dumneavoastră și situația de la Piatra Neamț? Eu nu sunt vicepreședinte PNL Neamț. Eu sunt vicepreședinte PNL România. Da, totuși. Situația administrativă? Da. Nu, sincer, nu o cunosc. Nu. Dar nu înțeleg la ce se referă întrebarea. Adică stăm mai bine sau mai rău decât Piatra? Din ce punct de vedere? Romanul nu stă rău. Nu stă cum ne-am dorit noi, dar atâta timp cât toate funcționalitățile sunt asigurate, când în această situație de criză, când un guvern irresponsabil a devalizat bugetele și totuși funcționalitatea orașului este asigurată, când totuși se fac și lucruri bune și investiții și partea grea de investiții va veni în perioada următoare, când și proiectele europene se vor regăsi în teatrul desfășurării acestor operațiuni de construcții la Roman. Sigur că va fi un plus. Nu e cum a fost, dar sperăm că va fi mai bine în viitor, pentru că atunci când ai Consiliul Județean, Guvernul, poți să vii cu proiecte. Eu nu m-am dus cu cucuri. Când am vorbit de bibliotecă, am vorbit de niște lucruri pe care le-am făcut, consistente și punctuale. La fel cerim și acum, ați văzut, domnul primar, v-a spus foarte clar. Vorbim de Mihai Viteazul, vorbim de puntea de la Cotovameș, vorbim de Casa Celibidache. Din trei, măcar unul ar fi trebuit să se regăsească oricât de greu ar fost. Sigur că e foarte greu când ai totul jur ostil. Dar prin ceea ce se prefigurează, eu cred că vom avea o administrație centrală care ne va fi favorizantă romanului și romașcanilor. Mergem pe această linie, chiar dacă în ultima perioadă nu au mai fost aceiași bani, să considerăm totuși că investițiile nu s-au oprit în Roman. Într-o perioadă de mare criză, când unele primării stau să vadă de la lună la lună dacă au cu ce-și plăti salariile sau iluminatul public. E o problemă. Reușim să trecem împreună și această situație grea, această situație de criză. Acum o revenire pe subiectul deșeurilor și un răspuns scurt, mai ales de la domnul primar și la domnul consilier local.
Să zicem că se oferă de către Rosal o analiză a prețului, explicare la tarifelor și așa mai departe. Se ajunge la vot în Consiliul Local și pe baza unor explicații coerente și logice se dă un vot favorabil. Dar pe de altă parte, această solicitare a oamenilor de a plăti cât produc nu se face la timp din motive de, să zicem, legislație, pentru că cu siguranță o să se ascundă în spatele chestii astea. Din nefericire... Nu ies mașcanii păcăliți din toată treaba? Nu, din punctul meu de vedere. Nu e clar. Încă o dată fac apel la responsabilitate în asumarea unor decizii și în lansarea unor afirmații. 1. Așa cum a spus și dumneavoastră, este foarte important, în primul rând, legislația să fie adecvată și să fie funcționabilă. Vorbea aici domnul deputat de acele sume de bani pentru deșeurile reciclabile care, la un moment dat, ar trebui să se întoarcă în comunitate. Păi dacă nu funcționează la nivel național sistemul, pe de o parte, de subvenționarea deșeurilor reciclabile. Știți că, în momentul de față, deșeurile de sticlă se plătesc de către acești hoteliști cu 3 lei tonă. 3 lei tonă. Norocul operatorului este că cel care oferă prețul ăsta vine cu mașina, cu transportul lui. Că dacă nu, poate ne-am trezit cu deșeurile cine știe prin ce câmpuri sau nu știu pe unde. Că nu, e clar, nu e rentabil. Deci este evident că legislația națională trebuie să fie cea care pune ordine în toată această relație între oterist pe de o parte și care închide circuitul la nivelul Ministerului Mediului, de unde trebuie să încaseze subvenția, iar mai departe relația va fi fie cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară sau cu operatorul de salubritate, în funcție de decizia care se ia la nivelul organismelor de conducere, dar ulterior acești bani, cei 2,46 de lei, trebuie să se întoarcă în comunitate. Acesta este obiectivul la care trebuie să ajungem, dar, repet, nu mai ține deja de noi, ci ține doar de funcționarea sistemului la nivel național. Obligația noastră este să aprobăm acest tarif, pentru că fără aprobarea acestui tarif nu poți intra în circuitul național al loteriștilor și nu poți deveni un partener al loteriștilor și aici mă refer din punctul de vedere al ADI Econeamț. Vreau o abreviere, puteți să explicați? Oteriști, ce? Oteriștii sunt acei operatori care preiau toate aceste deșeuri, sunt autorizați de către Ministerul Mediului și doar ei au acest reciclabil. Pe reciclabil, doar aceștia au dreptul de a colecta deșeurile de la agențiile de dezvoltare intercomunitare sau de la operatorii de salubritate. Practic, încetul cu încetul, cred că se va ajunge la eliminarea celor intermediari și sperăm cu ocazia asta să terminăm și cu acei căutători prin deșeuri, pentru că dacă eliminăm acești intermediari care colectează deșeurile reciclabile și totul se va face doar prin intermediul acestor operatori la nivel macro, e clar că redevența se va întoarce și va ajunge înapoi în comunitate. Adică dumneavoastră a spus foarte corect, la nivel național funcționează prost sistemul. La nivel național. Și vedem sincope și în orașe mici, în orașe mici și medii și mari. Metropole, cum e Clujul, cum e Aradul, și cum e Moineștiu, și cum a fost la Prahova, la Ploiești. Deci vedem aceste lucruri. În momentul de față este vizibil că din lanț, de aceea se numește economie circulară, din lanț lipsește o verigă, oteristul. Deci oteristul este agentul economic care vine și face legătura între cel care, operatorul care colectează, el valorifică acest produs și cu ministerul, unde unii primește subvenția, de unde se întorc banii înapoi și se întorc către comunitate, iar comunitatea poate crea facilități către cetățeni. Lipsând veriga aceasta, evident funcționează sincopat, nu funcționează corect și avem tot felul de sincope. Sigur că noi dorim și am venit cu amendamente, să știți, și în Parlament, la modificarea legii. Ne-au fost respinse. Probabil unora le convine o astfel de funcționare sinusoidală, dar noi dorim să intre normal. Am putea avea șanse, printr-o informare mai bună, printr-o implicare
aici avea dreptate și domnul Clapa, mai activă a operatorului, într-adevăr, nu se aștepte totul de la comunitate, efectiv trebuie să se implice, să informeze și atunci ar putea chiar până la sfârșitul anului cu acești bani pe reciclabile, cu anul următor să se poată regăsi o întoarcere și atunci lucrurile să fie mult mai favorizante beneficiarului, cetățeanului în speță. Dar lucrurile trebuie văzute, dacă vreți, în această perspectivă națională, că nu poți până la urmă, atâta timp cât lipsește un anumit element, să ai o funcționare completă și perfectă. Dar nu e vina nici a moșcanilor. Nu. Așa este, nu e vina lor. Deci atunci? Da, nici nu poți să arunci, adică știți cum suntem în acest moment, să alegem răul cel mai mic. Nu, eu vreau să mai clarific două aspecte. Unu, o dovadă a responsabilității noastre și cred că trebuie să fie foarte clar că dacă noi eram niște aleși locali responsabili, puteam să lăsăm prețul acela majorat și când am avut oportunitatea să-l diminuăm, nu-l diminuam. Îl puteam lăsa majorat și nu spunea nimeni nimic. Adică atunci când s-o diminuat, nimeni nu a mai ridicat o sanale. În al doilea rând, iarăși, poate fi o culpă a autorității publice locale că dacă nu se aprobă acest tarif pentru reciclabil, nu va putea niciodată operatorul sau Adi Econeanț să încheie un contract cu notarist, pentru că nu are tarif aprobat. Bun, dar cum se va măsura, de exemplu, cantitatea? Pentru că este clar că eu, ca cetățean, pe baza acelor indici statistici de generare la nivelul unei gospodăriri per cetățean. Și alea date de Institutul Național de Statistică, dacă mă întrebați în mediul urban. Nici aia nu știu cât de obiectiv. Nu, dar acolo alții n-ai. Deci toate aceste raportări pleacă de la cantitățile de deșeuri care se raportează la nivelul municipiului Roman. Da. Împărțind la numărul de populație, rezultă o cantitate de deșeuri pe cetățean. Undeva 27 de kilograme pe lună. 27 în un singur cetățean? Da, pe lună. Și mai mare decât scurile de la prevențiile. Da, alea, de exemplu, alea n-ar trebui puse în gunoi. Păi nu, alea e biodegradabilul. Biodegradabil. Dar v-am spus. Dar care nu e reciclabil. Ca apropo de ce ați întrebat cu cetățeanul, lucrul iar e la mijloc. Pentru că nu poți să ceri fără să dai. Adică și tu trebuie să ai o atitudine pro în acela, ca lucrurile să intre într-o funcționalitate. Că dacă ai unul singur care a venit și a aruncat plasa cu coși de PPN peste materiale reciclabile, ăla deja nu mai este material reciclabil. Conform legii vigoare. Oaia nu e nici neagră, nici albă. E brumărie, dar trebuie să o facem să dea lapte. Asta e important. Și asta o să încercăm și o să ne zbatem pentru asta. Adică să facem informare, să-l determinăm, să anunțe oamenii, să încercăm să negociem, să fie serviciile mai de calitate, să nu ne acceptăm creșterile cu orice preș și oricând. Asta o vom face, puteți avea încredere noi.